Așa, domnul președinte a întrebat așa discret dacă a vorbit prea mult. Eu cred că aș fi stat multă vreme să vă ascult și cum spune domnul profesor aici. Silvestrenii sunt obișnuiți cu predici de o oră și 40 de minute. Dar acum dacă dintre dumneavoastră există oameni care ar dori să pună întrebări eu vă spun trei, ca moderator, trei persoane. O să accept. Așa? Andrei Târlău, domnul profesor și domnul în ordinea în care ați ridicat. Cum spuneam, părintele Bărtașiei este o bucurie, într-adevăr, pentru noi. Biserica Sfântul Silvestru are o veche tradiție de a reuni oameni de știință și de credință. Și ați folosit, domnule președinte, un cuvânt. Ați spus foarte multe lucruri foarte frumoase, dar ați menționat cuvântul elită. Și, într-adevăr, tradiția este de a reuni oameni de elită. Ai acest final, intelectual de elită, autentică. Autentică însemnând care reunesc competența, știința, cunoașterea cu credința. Adică mărturisitori ai adevărului și de aceea părintele vorbea despre conștiință în slujirea cu iubire adevărului. Adevărului cu majusculă, adevăr care este Hristos. Și între adevărul de știință și adevărul revelat, nu este și nu poate fi un conflict. Și vreau ca să spun un singur lucru. Neamul acesta, poate foarte dezbinat, cum am spus astăzi, are nevoie de această elită intelectuală care să călăuzească acest neam luminat, să călăuzească înțelepciune și cu credință. Are nevoie de intelectuali, de elite ca dumneavoastră și suntem mulți, eu cunosc mulți care gândim așa, care dorim și credem că suntem o asemenea conștiință de elită și de care acest neam are nevoie. Vă mulțumim. Liderul meu este președintele Asociației Părintele Părintele și Ucenica Părintele Hărgoare, care și a dorit să aduc acest și mulțumim. Mulțumesc. Domnul profesor. Mulțumesc. Permiteți-mi, domnul președinte, să vă mulțumesc cu emoție pentru tot ce ați spus. Am receptat nu numai cu mintea lucruri noi pentru mine, dar sufletul meu a fost efectiv luminat pe ceea ce am auzit de la dumneavoastră. Și aici aș remarca, vreau să vă pun foarte multe întrebări, că n-ai prea des ocazia asta. Ce să facem, timpul nu e niciodată prietenul nostru. Am să vă pun una singură. Sunt absolvent de Politehnică și pur și simplu am fost uimit să aflu că Gheorghe Lazăr era de fapt arhidiacon Sfinții. Dar dacă întrebăm astăzi 1000 de absolvenți de Politehnică, nu știu dacă vom găsi 10 care știu chestia asta. Și atunci v-aș întreba. Acesta, și nu-l știu, nu pentru că eu aș fi un inginer de la cap pătrat, care în viața lui n-a citit nimic, Părintele Cristian știe că, mă rog, mă mai ocup și de alte lucruri. Nu știam de acest lucru pentru că n-aveam de unde să-l aflu, că nu prea scrie pe nicăieri și nu-ți spune nimeni. Și nu sunt adeptul teoriei conspirației, dar v-aș întreba ceea ce se întâmplă, faptul că nu aflăm astfel de lucruri, că nu e singurul lucru pe care nu-l știm, este pur și simplu un semn de ignoranță sau este planul cuiva care vrea să ne transforme în niște roboți fără minte și fără inima, ușor de pornit de la un simplu buton și care era prima operație care trebuie să li se facă este tăierea rădăcinilor. Da, explicațiile sunt mai multe, domnule profesor. Eu nu sunt adeptul unei singure împrejurări și a unei singure cauze, că viața e atât de complicată. Cred că în jurul nostru se țes și planurile. Pentru că
Între toate națiunile lumii există concurență. Noi trebuie să învățăm să iubim pe toți din preajma noastră, să ne iubim aproape de noi și să ducem înainte cuvântul care zidește, dar nu toți practic acest lucru. Și foarte mulți oameni de astăzi, nu numai tine, nu înțeleg că dragostea față de propria ta casă înseamnă iubire pentru toate casele altora. Eu nu pot să iubesc alte case dacă nu-mi iubesc casa mea. Și cum spunea Părintele Bordașiu, Europa de astăzi este o Europa națiunilor, oricât de mult am sofisticat noi lucrurile. E, există unii și între noi intelectuali, probabil de bună credință, care au impresia că la bazele Europei nu stau clasicismul greco-latin și creștinismul, ci stau alte realități. Și atunci țes și urzesc alte planuri. Pe mine nu m-au convins. Eu nu cred că Europa poate fi imaginată altminte. Fără lumina aceea care vine din Antichitate și fără lumina pe care a conferit-o creștinismul, dând unitate continentului care era în decadență. Această unitate vine până astăzi. Și, în fine, ca să răspund mai concret, există oameni care vor să aibă putere și care simt că dacă cei de dedesubtul lor sunt instruiți, au cultură, educație și personalitate, nu pot fi un aluat mare. Nu pot fi aruncați în cele patru vânturi. Oamenii care gândesc trebuie convinși de niște realități. Și atunci, dacă nu mai învățăm să scriem corect, dacă disprețuim limba română, limba vechilor cazani, autorul faimoasei poezii, limba noastră, devenită imn al Republicii Moldova, a fost un preot, Părintele Alexe Mateici, care a închinat cea mai frumoasă poezie limbii române. Deci nu vor să știm aceste lucruri. Pentru că neștiindu-le, credem orice. Vine un moderator la televiziune și ne spune că albul este negru și negru este alb. Și cred, dacă trăim într-o țară în care educația e pe loc de cinste, în care alocăm pentru educație, pentru sănătate, pentru cultură și pentru cercetare, fonduri mari, atunci aluatul acela nu mai e moară și nu se lasă ghidat ușor. Prin urmare, există niște planuri de a ne face instrumente în mâinile altora. Uneori România e acuzată, și cu asta închei, că a participat la război ca să-și apere propriile interese și au urmărit să facă România mare. Păi alții de ce au participat? Credeți că Anglia, Franța și Germania au participat la primul război pentru binele omenirii? Nu! Fiecare țară a participat la război ca să își întărească interesul propriu național și să-și atingă. Faptul că România a reușit să facă acest lucru a stârnit foarte, foarte multe invidii. Cum v-am spus, România a reușit să-și tripleze aproape. Sigur, trăiau și minorități. Statul român s-a străduit să asigure la nivelul de atunci posibilitate de viețuire națională. Știți câte partide avea România interbelic care minorităților? Două partide ungurești, două nemțești și două evreiești, reprezentate în Parlament. Astăzi suntem acuzați că nu recunoaștem drepturile altora. La universitatea al cărei rector mai sunt și sper să-mi rânduiască Dumnezeu să mă slobozească că nu le mai conduce pe toate, la această universitate cu 43.000 de studenți, sunt trei limbi oficiale. Fiecare student își alege limba de studiu la început între română, maghiară și germană. Patru facultăți de teologie creștină, frățești. Teologie ortodoxă, teologie greco-catolică, aici se predă în românește, teologie romano-catolică, unde se predă în ungurește, și teologie protestantă, unde se predă în ungurește în mare măsură și puțin nemțește, că Germania au mai rămas 35.000 în țara românească. Prin urmare, o universitate în care sunt toți la un loc, în care se predă în atâtea limbi, cum să putem spune în fața lumii că nu respectăm drepturile altora? Să dau doctorate în toate aceste limbi, masterate, un copil născut în Ardeal,
și care nu e de etnie română, de la grădiniță până la doctorat, poate învăța limba lui maternă. Sigur, nu-i perfect. Sistemul nostru, din acest punct de vedere, nu-i perfect. Dar există. Și atunci, cum să ponegrim noi înșine această țară? Țara nu-i de vină pentru ticăloșirea noastră. Nici pentru plecarea atâtor milioane de români în diasporă. Sunt de vină instituțiile proaste, oamenii nepregătiți, oamenii insidioși, oamenii vicleni, oamenii care nu știu să chivernisească această țară, dar pretind că știu. Țara însă n-are nicio vină. Țara e deasupra acestor lucruri. Și în țară se cuprind toți care au trăit înaintea noastră. Și jignire mai mare în a ofensa țara nu există, pentru că e ca și cum ne-am înjosit părinții și bunicii. Prin urmare, și niciun popor serios nu face treaba asta. Noi nu trebuie să confundăm răul prin care trecem cu această țară pe care ne-au lăsat-o strămoșii. Știți că de la Vrancea zice, prin vocea lui, sau Ștefan cel Mare, prin de la Vrancea zice, Moldova n-a fost a și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri. Și a urmașilor voștri în veacul vecilor. Astea nu-s vorbe de clacă. Nu se mai învață la școală. Pentru că dacă îi înveți pe copii treburile astea, atunci îi înveți rânduiala cea dreaptă. Vlaicu Vodă s-a scos din manuale, pentru că acolo este o parte, o tiradă extraordinară, în care Vlaicu îi spune mamei lui Vitrege, care era de altă etnie și credință, Doamne, datina străbună e mai mult decât o lege. Domnul ce-și cunoaște țara din chiar traiul ei cu lege, obiceiuri de tot felul, trebuințe de orice soi, năzuințe, douri, vise, ure, patime, nevoi, el le cerne, le frământă, le topește, le strecoară și le toarnă ca într-o matcă în cuvântul către țară. Din aceste vorbe înalte ale Domnului Român, timp de veacuri neamul țese datina de la străbun. Pruncul de la sân o soarbe în fiecare strop de lapte. Leagănul în care doarme îi șoptește în blânde șoapte. Eu mai spune vechiul basc de bunică povestit. Doina lungi o cântă în frunză când e vârsta de iubit. Arcul deoabea din părete pururi o aduc aminte, o citește în pomenirea de pe lespes de morminte. De aceea, dumneavoastră, când veniți în acest fân lăcaș, treceți pe marginea bisericii să vedeți mormântul Părintelui Galeriu. Astea nu-s povești. Astea sunt lucruri care ne-au ținut pe noi în viață, iar a le spune, câteodată, astăzi, înseamnă pentru unii a fi ridicol. Dacă asta înseamnă a fi ridicol, înseamnă că nu ne merităm țara. Degeaba vorbim de ce ne-am. Țara trebuie meritată în fiecare clip. Le-am mai spus studenților mei că țara nu e ca o pâine să-și ia fiecare câte o felie și să plece cu ea. Că e ca o biserică în care trebuie să venim cu ofrande. În țară trebuie să venim cu ofrande. Să o veghem, să o pictăm, să o păstrăm, să ne închinăm ei. Dar dacă nu se mai învață la școală lucrurile astea, nu trebuie să ne mirăm că ne risipim. Ne risipim, sunt mici românii peste tot. Asta nu e rău, că avem atâtea neamuri peste tot pe unde te duci. Am fost la Londra, acum, mâine trebuie să plec la Roma. Și mă întâlnesc cu românii. Sunt amărâți în sufletele lor. Unii sunt așa de amărâți încât confundă ura față de semeni răi cu ura față de țară. Sigur, nu toți. Cei mai mulți, dacă stai de vorbă cu ei și ai timp, dar n-avem timp, din păcate că fugi ireparabil de tempus, dacă ai timp, afli durerea din suflet. Îți dai seama că tânjesc după un fir de iarbă, după susurul de izvor, după vocea mamei care trăiește bătrână și uitată. Nu credeți că le e bine. Nici celor mai mari intelectuale. Am fost în California vara asta. Și am vorbit cu oameni. Oamenii s-au tras deoparte și ne-au spus că ar veni. Sigur că nu îi încurajăm să vină. Că țara, ca să fie un edificiu bun, trebuie chivernisită bine. Iar cei care o chivernisesc trebuie să știe să o facă.
Nu ne naștem cu ideea administrării țării, ci trebuie să fie pregătiți să o facă. Și atunci vor veni cu toții, cu drag și cu încredere. Și trebuie, după părerea mea, toți să facem treaba asta acolo unde suntem rânduiți de Dumnezeu. Preotul trebuie să fie dăruit cu har și să vorbească în fața credincioșilor, încât aceștia să-i soarbă cuvintele. Profesorul trebuie să predea cu cinste și onoare, nu să mimeze. Inginerul trebuie să-și facă datoria, să facă poduri, șosele bune, fac planuri inginerii, dar nu suntem capabili să le ducem la împlinire. Vă dau un exemplu care arată deosebirea între noi și ceilalți. Catedrala în Coronării s-a terminat în 14 luni. Cea de la Alba Iulia, în care în 922 regele Ferdinand și regina Maria s-au încoronat. Și noi nu facem o autostradă nici în 30 de ani. Cum au putut ei acum 100 de ani să facă această catedrală? Te uiți și astăzi la complexul acela extraordinar și te minunezi. Prin urmare, trebuie să învățăm multe de la ei și nu să-i disprețuim. Astăzi ce suntem învățați? Să ne gândim la trecut cu dispreț și să zicem oamenii aceia, dacă nu aveau tabletă, erau proști. Așa am înțeles că învață unii pe tine. Că dacă nu știau să butoneze și să se uite pe imagini sau așa, nu știau. Știau, aveau alte imagini, ca știau alte lucruri. Prin urmare, pledoaria mea și a tuturor românilor cinstiți trebuie să fie pentru bună rânduială. Cum am învățat eu în copilăria mea, de la bunici și de la părinții mei, cum am învățat de la profesorii mei la școala întemeiată de Andrei Șaguna la Brașov, căci m-am născut în nordul Ardealului, dar am trăit la Brașov, acolo unde e un echilibru al spiritului românesc, așa un fel de temelie care pornește în șchei și se răspândește peste tot. Prin urmare, nu avem decât să facem ce trebuie. Nu trebuie să facem totul, cum zicea Ceaușescu, ci numai ceea ce trebuie la locul, încă dacă suntem zidari, să zidim bine. Dacă suntem hornari, să curățăm bine hornurile. Și dacă suntem buni computeriști, să reparăm calculatorul, să facem softuri bune, dar să nu stăm toată viața lângă calculator, că ne dezumanizăm. Astea sunt, iar învățații care sunt în fruntea acestei țări acum, între ghilimele, nu reușesc să ne transmită mesajul de sinceritate. Și poate de aceea avem dezamăgire în suflet. Dar sunt convins, eu ca istoric vă spun, că vom depăși etapa asta și vom ajunge din nou într-o etapă de concordie, cum a trăit poporul ăsta mereu. Că noi am fost pe marginea prăpastiei și am renăscut mereu, cu credința în Dumnezeu, în bine, în onoare, și am apărat adevărul și dreptatea, dar numai când le-am însoțit de bunătate. Că adevărul și dreptatea singure sunt goale. Dacă le însoțim și de bunătate sufletească față de aproape de nostru, atunci victoria e asigurată, rânduiala este făcută și țara poate fi salvată. Domnul președinte, ați vă întrebat.